Literatura de aventură despre viața pe insule izolate a fascinat întotdeauna. Noi ne oprim într-o localitate izolată de restul țării, dar foarte vizitată. Sulina, oraș și port liber din orașul Tulcea, aflat în extremitatea estică a României, în delta Dunării, la punctul de vărsare al brațului Sulina în Marea Neagră. Sulina nu este legată de rețeaua de drumuri din România și poate fi atinsă numai pe calea apei, fie pe Dunăre, fie pe Marea Neagră. Aici oamenii trăiesc în bună înțelegere și fiind o zonă relativ izolată, oamenii relaționează bine între ei, indiferent de etnie, indiferent de situația în care se află. Asta este un plus. Chiar și la bibliotecă vin mai mulți cititori pentru că zona este un pic izolată și oamenii, ca alternativă la timpul liber, găsesc și cititul. Deci sunt și lucruri pozitive legate de faptul că locuiești într-o insulă. Dar este adevărat, ești puțin în gardă, pentru că locuind în insulă trebuie să te gândești dacă ai probleme de sănătate, ce fel ți le rezolvi, dacă ai anumite probleme legate de punctualitate, de prezența ta undeva la o oră fixă, într-o zi fixă, iarăși trebuie să fii în gardă, pentru că nu întotdeauna sunt mijloace de transport cu un program zilnic. Și de asemenea, nu întotdeauna găsești ce trebuie aici, dacă totuși zicem că este o insulă. Și trebuie să mergi în alte părți să-ți faci cumpărăturile unele, specifice. Însă este și altceva foarte frumos. Se trăiește frumos. Ești îngemănat cu natura. Este simbioza asta despre care unii vorbesc mai mult în literatură, dar noi o simțim. Pentru că fără ea am fi niște nespecifici zonei, greu de digerat de zona asta. Dar se trăiește bine în pas cu natura. Și mai ales pentru faptul că noi nu ne referim strict la oraș, ci adăugăm puțin din partea din delta, unde de fapt ne ducem traiul.